Nu toți pescarii visează la capturi uriașe, sunt și pescari care se mulțumesc cu pești mai mici, cu condiția să fie prinși în cantități mari. Este principiul după care funcționează un nou tip de pescuit sportiv care începe să prindă teren și la noi, pescuitul staționar. La Săcel a fost amenajat un lac special unde sunt organizate competiții pentru acest tip de pescuit. Deși pare greu de crezut, concurenții reușesc să prindă aproximativ un pește la fiecare 2 minute. Numai echipamentul care permite practicarea acestui tip de pescuit costă câteva mii de euro. În plus, concurenții au nevoie de dexteritate pentru că trebuie să mânuiască un băț lung de numai puțin de 13 metri. Am prins caraș, am ratat ceva mai mare puțin, dar e ok. În primele 10 minute am scos 2 pești pe minut, acum la 2 minute. Ieri la antrenament am prins mai bine. Cine are echipament prinde, cine nu... Muncește mai mult să prindă un pește. Concurenții care au reușit să prindă cea mai mare cantitate de pește s-au calificat mai departe. Primii 4 clasați din fiecare categorie se vor califica la faza interasociații. Pescuitul este foarte dinamic, implică multă energie, mult nerv și perspicacitate. Pescuitul staționar s-a născut cu ani de zile în urmă ca o modă venită din Italia, Ungaria spre România. În toamna anului 2009, ne-am gândit să reorganizăm o baltă, balta 4 Săcel, în pistă de staționar, probabil prima din România, probabil și cea mai tare. În câteva ore de concurs, fiecare concurent se putea lăuda cu cel puțin câteva kilograme de pește prins. Nu la fel de norocoși au fost pescarii profesioniști care, pe un lac alăturat, participau la campionatul național de crab. Destul de greu, peștele e mofturos, nu prea mănâncă, nu se hrănește cum trebuie. Apa e mică în zona noastră și foarte mult mâl și alge. Pescarii care s-au calificat după aceste probe vor participa la alte manșe eliminatorii. Cei mai buni dintre ei vor pleca la campionatul mondial de pescuit din Anglia.